astea în costat. Sigur că da, trebuie să fie concepute ca, recunoscute ca servicii și incluse. Și pe baza, sigur, unor studii privind costurile. 93-94 început recunoscută, dar în situația că se ajută de îngrijirea până nu e legislat. Nu, există spital și cabine. Pentru psihiatrie și pentru populația vârstnică, nu există altă servicanță. Deci există, de exemplu, grijit la domiciliu general, dar ele nu se referă la problemele omului cu tulburare cognitivă, cu la demență. Asta nu e, nu se regăsește în anumite servicii statuate legal. Aparținătoarea, pentru cumva, în fine, preuniți și chestiunile. Și asta, fac din nou diverse colective, ONG-uri, așa, dar din nou trebuie să facă parte dintr-un plan național. De exemplu, planurile naționale la care s-a referit colega noastră se referă în continuare, că sunt strict legate, da, de tăpanul, la medicamente. Nu sunt planuri de consiliere, nu sunt aceste planuri. Deci acestea nu sunt încă incluse. Nu sunt decât medicamente sau eventual anumite investigații și aceste nu, în primul rând, trebuie să fie o privire integrală. Deci nu poți să o parți în cât e social, cât e medical, deci trebuie să fie din nou o privire. Nu, și nu sunt. Deci, trebuie într-adevăr grijirea de ce înseamnă conferenția, că înseamnă plasamente, o perfuzie, nu tot. Deci, la acelea nu au acces, din păcate, toți. Dar să nu inițiați să simțiați ceva spre capitolul ministru, mă întreb, măcar ați depus un memorandum. Deci am depus, m-am spus în două rânduri, acest manifest, absolut la toate nivelele, președinție, prim-ministru, miniștri, parlament, s-a citit, am omis, în care vreau să spun că am uitat, că am avut un sprijin din partea Comisiei de Sănătate, din semnal, din Camera Deputaților și doamna Rodica Nassar a citit manifestul nostru în plenul Parlamentului într-o anumită zi. Dar asta nu înseamnă, în continuare, decât că sunt tot mai mulți oameni care înțeleg despre ce e vorba. Declanșarea. Deci asta este și problema noastră. Cum? Noi am documentat asta, nu știu dacă nu ne-am propus să fie obiectul acestei conferințe de presă, care sunt modalitățile practice. Acestea sunt interpelarea, cum vom face cu acest plan, pentru că ne-am gândit că sunt atâtea probleme. Deci să avem un plan pe care noi să putem obliga autoritățile să fie de acord cu ceasul de aici. Este o bază de pornire. E o muncă, să zicem așa, da, o bază de discuții. Este o muncă puțin făcută, pentru că suntem convinși că nu e nimeni expert în această problemă, mai mult decât suntem noi până la acest moment. Deci una este primul ministru care poate să ia aceste decizii. Altă cale este ca pe europarlamentar, după cum știți, să ridice problema în Parlament, să o pună în discuție și Parlamentul să fie de acord. Și altă cale este ca 100.000 de oameni, să știți că opinia Alianței la ședința de ieri a fost probabil această cale va fi acordată, deci trebuie să strânse 100.000 de semnături pe un apel ca la partidele politice cu niște condiții, trebuie să fie cel puțin 19 județe din țară, cât or fi județe, că nici asta nu știm, ci or fi, ce vor fi, mă rog, un sfert din țară și cel puțin, că toate sunt probleme, și cel puțin 5.000 din fiecare loc. Deci asta va fi un efort mare făcut de familie și e probabil că asta va fi ceva, da, o vedem, cine știe, s-ar putea să avem niște răspunsuri mai bune decât ne așteptăm, nu știu. Dar este o, într-un fel, asta va și cerem ajutorul, suntem și nepricepuți, ca să zicem așa. Noi toți suntem niște oameni care consultăm, facem gărzi, facem ce poate, putem în timpul liber, dar nu știm să declanșăm. Și atunci avem nevoie de ajutor, de beneficiari și de oameni care se pricep, pentru care sunteți și dumneavoastră. Pentru că, iarăși, problema noastră este că beneficiarii noștri sunt oameni în vârstă, sunt oameni care nu înțeleg lucrurile astea, vor ajutor și atât, sunt disperați, sunt niște parteneri de lobby, cum întâlnim în alte țări, uite, nu avem un corespondent al Hergăi, printre toți oamenii din România, nimeni nu își asumă și are acest curaj de a confrunta lumea, de a povesti ce simte și de a fi activ. Nu suntem, noi suntem modelul nostru. Toți suntem, unii greu, că e jumătate sau cât mai multe, deci toți avem un noroc.
ceva. Deci așa, la nivelul speranței de viață actuale, riscul nostru al tuturor de a face Alzheimer, la un moment dat în viață, deci când mă trebuie, este de 10%. Și, deci trebuie să știm asta. Bă. Da, deci, bine, pot să mor mai devreme, nu știu dacă acum e mai trist, mă rog. Bun, deci cam 10%, da? Gândiți-vă că măcar ai dreptul să știi, dacă ajungi acolo, ce ți oferă. Toți plătim asigurări de sănătate și noi totul ce ți oferă. Că totuși un risc de 10% nu e de